La nici 70 de kilometri de Chișinău, într-un loc pitoresc din satul Hagi Moscăușeni, se află un liceu cu profil de arte doar pentru fete. Instituția a fost construită pe teritoriul mănăstirii Marta și Maria și este administrată de măicuțele de acolo, care și predau anumite materii elevelor. Pe lângă orele obișnuite, fetele fac cursuri de pian, canto sau dirijor. Mănăstirea Marta și Maria a fost înființată în 1997. Chiar de la începuturi, pe teritoriul acesteia a existat o școală doar pentru fete. Ulterior a fost construită o clădire și un cămin modern, iar administrația mănăstirii a reușit să transforme școala în liceu. Astfel, în 2017 au fost înmatriculate primele eleve care anul acesta vor susține examenul de bacalaureat. O zi din viața celor 39 de eleve ale instituției începe la ora 7 dimineața. Acestea fac înviorarea, urmează rugăciunea, după care merg la ore. Mădălina Dodone este nu doar elevă în clasa a 11-a, ci și bibliotecar a liceului. Și am făcut aici ascultare, am făcut cunoștință cu fetele și am rămas foarte uimită de anturajul de aici, am rămas foarte uimită de atitudinea maicilor față de fete și am decis că este o experiență nouă și de ce să nu încerc. Și din cauza aceasta, cred că și-am ajuns responsabilă de bibliotecă. Cartea mea preferată este cartea Iubi înseamnă ierta, de Savate Baștovoi. Este o carte din care am învățat... Ce sugerează acest titlu? Ne învață că omul care iubește, pe acela iartă. Când a venit la acest liceu, Mădălina își dorea să devină medic, însă aici s-a îndrăgostit de muzică și își dorește să continue studiile în acest domeniu. Merg mai departe în orice domeniu să-și continue studiile. Chiar și în medicină, în economie, nu contează. Tu ce îți propui să faci? Nu știu, vreau la conservator să mă duc. Unde? La Iași. Cristina Carai, elevă în clasa 12-a, visează să devină un medic de succes. De mică mă văd un medic, îmbrăcat în alb. Și când am venit la această școală, mi-am stabilit o temelie pentru viitor. Să studiezi muzica nu este un păcat, ceva mai mult te ajută să te dezvolți. Liceul este în totalitate administrat de către măicuțele de la mănăstirea Marta și Maria. De luni până vineri, acestea au rol de mamă, tată și profesor pentru elele. Tot ele gătesc pentru ca fetele să ia masa gratuit de 3 ori pe zi. Maica Teofila a venit la mănăstire în 2000, după ce a absolvit Universitatea Pedagogică din Chișinău. Din 2017, odată cu deschiderea liceului, ea a devenit profesoară de limba engleză. Avem 3 clase, clasa 10, 11 și 12 și facem câte 3 ore pe săptămână. Deci sunt fete cu pregătire și sunt fete cu limba franceză chiar, care de aici și din clasa 10 fac limba engleză. Așa cum sunt doar 3 discipline pe care le predau măicuțele, ceilalți profesori fac zilnic naveta de la Chișinău sau din alte localități. Când am venit aici și când am văzut că oamenii și-au asumat niște răspunderi atât de frumoase din punct de vedere și material, și moral, și muzical, și artistic, deci chiar asta m-a făcut să fiu foarte încântat. La liceul cu profil de arte din satul Hagimus, raionul Căușeni, pot învăța până la 60 de eleve.